Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. În lumea întreagă, în Biserica Catolică, există multe congregații de călugări și călugărițe, frați și surori, care activează în diferite domenii. În general, pentru cei mai defavorizați, pentru săraci, pentru cei care de multe ori sunt dați la o parte de societate și astfel de congregații există și la noi în România și există și în dieceza de Iași. Una dintre acestea a sărbătorit anul acesta, 2019, un centenar, 100 de ani de prezență în România. E vorba de congregația surorilor franciscane misionare de Assisi, care sunt prezente aici la noi și în dieceza de Iași, cu o istorie bogată, sigur, trecând și prin perioada comunismului, dar despre ceea ce a însemnat cei 100 de ani, ce a însemnat centenarul acestei congregații, nu se poate să nu vorbim decât cu surorile care fac parte din această congregație. Și alături de mine și le spun bun venit, este sora Francesca Pârțac și sora Irina Giurgică. Irina Giurgică, bun venit! Bine v-am găsit! Mă bucur că ați acceptat această invitație și să vorbim despre ceea ce înseamnă Congregația Surorilor Franciscane Misionare de Assisi, dar și despre ceea ce înseamnă acest centenar al congregației dumneavoastră aici în România. Și mai întâi, haideți să trecem în dialog, în discuția noastră, și să facem o mică prezentare. Cine este sora Francesca? Mă numesc Francesca Pârțac, sunt din satul Adruden, comuna Tămășel, județul Neamț. Părinții se numesc Ior și Maria, am fost 10 copii la părinți. Și ați intrat, mi-a spus și sora Irina, acum 70 de ani în această congregație, da, a surorilor franciscane. Am intrat în mănăstirea surorile franciscane de Assisi și de atunci am rămas în această mănăstire cu excepția cât a fost comunismul, ne-a dat afară de mănăstire. Asta... Da, vom vorbi mai multe la momentul respectiv când vom vorbi despre acea perioadă. Da. Sora Irina, deja știm că te numești Irina și faci parte din această congregație, un pic care este activitatea pe care o desfășurați în cadrul congregației. Deci eu deloc sunt din Traian, dar acum, în prezent, slujirea mea este tocmai în inima Bucureștiului, a capitalei, ca secretară provinciei. Deci am fost aleasă în 2017. Vedem aici o legătură între trecutul acestei congregații în România și prezentul, putem să spunem. Și m-aș îndrepta spre sora Irina, deja la începutul discuției noastre, care au fost motivele? Cum de ați intrat în această congregație? Cum ați ales acest drum al mănăstirii, al consacrării Domnului? Nu știu ce a făcut, ce nu Dumnezeu, dar a reușit să mă atrag așa, să mă pescuiască încă de mică. Chiar și asta o datorez mult mamei mele, pentru că ea mi-a insuflat mai întâi credința. Ea a fost cea care m-a luat de mână și m-a dus la biserică, mi-a vorbit de Dumnezeu. Ea mi-a pus acel bănuț în mână ca să-l duc, să-l dau săracilor. Și tot ea mi-a dădea să duc mâncare la o bătrânică, care prin modul ei de a fi m-a atins profund. Abia mai târziu am înțeles că și ea a fost măicuță și ea trimisă acasă de către comunism. Dar atunci nu se putea spune nimic și am rămas cu acea dorință de a fi măicuță. Țin minte că profesorul de română mă scutea la tablă și îmi zicea: tu trebuie să te faci învățătoare, ai un scris frumos. Eu îi mulțumeam, dar în inima mea chiar spuneam: nu, eu vreau să mă fac măicuță. Nici nu știam ce e, n-am văzut niciodată nicio măicuță. Cum am ajuns la surorile franciscane? Printr-o prietenă. Ea era foarte înflăcărată, avea și curajul de a spune: eu vreau să mă fac măicuță. Eu, în schimb, păstram tot un secret, un secretul inimii mele. Și ea a fost cea care, să zic, a avut curajul să meargă, să bată la poarta mănăstirii la surori, să zică: uite, vreau să intru.
Și mi-a cerut, hai, nu mă însoțești, zic, bine, te însoțesc. Și, nu știu, căile Domnului sunt nebănuite și misterioase, într-adevăr. Deci eu am rămas, practic ea m-a însoțit pe mine, m-a adus la surori și ea a ales calea să se căsătorească. Iată, sunt drumurile pe care le alegem în viață pentru împlinirea noastră și fiecare avem un drum pe care putem să ne împlinim. M-aș îndrepta spre sora Francesca acum 70 de ani, pentru că știu că acum 70 de ani ați intrat în această mănăstire. Cum de ați ales să intrați în mănăstire într-o perioadă destul de dificilă? Mama a fost terțiară franciscană și mama a fost o ființă foarte atașată de biserică. Apoi, pe noi copiii ne-a învățat să iubim mai mult pe Dumnezeu. Și cu asta eu am fost la biserică totdeauna. Între altele era o slujbă și la slujba aia Părintele Anton Tărmăcel, Dumnezeu să ierte, predica că 10 copii nu poate să îngrijească un bătrân la bătrânețe. Și eu cred că eram de 8 ani, așa cred eu că eram. Și am zis așa în mintea mea, eu mă duc la mănăstire și am să îngrijesc de părinți. Și așa a fost, asta a fost chemarea mea, toată viața mea mi-a plăcut surorile. Iar mi-a plăcut mai mult surorile franciscane când cerceau pomană. Erau cu căruța în drum și mi-a plăcut cingulul, acest cingul mi-a plăcut foarte mult și rozariu. Și cum ceșeau ele așa modeste, dacă vreți, cerea, mama m-a trimis cu o galeață, cred că era porumb, cred că era. Și, hai tu nu te faci băicuță? Și, da, eu m-am avut. Și după ce am terminat clasa a patra, a venit două călugărițe de la Hlăucești și îi spune lui tata și lui mama, nu vreți să o dați pe Francesca Coclă, a terminat clasa 4-a să merge la Huș să facă liceu. Eu, bă, leu bucuroasă. Tata spune, nu, că eu nu am copii de dat. Dar eu i-am spus lui tata, spune, tu cum tată, dumneavoastră, nu vreți să mă lăs să mi-aleg eu viața care o vreau eu, o rămânsire. Dar și crezi copilul, și crezi că Dumnezeu e pe copacul și-a lasă bine și spune, hai vină la mine. Nu, zic că e inima mea și eu mă duc. M-am prins de surori și am plecat la Hlăucești. De acolo surorile m-au dus la Huș, la liceu. Eu mă duc la liceu, dar nu dat o foaie să fac o dictare de anunție, să scriu nici... Eu nu am venit să mă fac doamnă, am venit să mă fac maică. Și așa a fost. Și așa ați intrat în mănăstire. Am intrat în mănăstirea surorilor franciscane și de atunci așa am rămas. Pentru toată viața, chiar și zicem, pe ascuns în timpul comunismului. Am spus așa că trebuie să vină înapoi, să mă duc înapoi la mănăstire. Ați avut această speranță în totdeauna. Tot. Chiar uite, o frânturică, dacă o avem, vedeam eu că e bună pentru mănăstire, asta pentru capelă, asta pentru... Puneam deoparte. Cu această speranță. Vorbim despre surorile franciscane, revenim la tema emisiunii noastre și aminteați, pentru că v-ați îndrăgostit, să zicem, de această congregație și haideți să vedem ce este această congregație, surorile franciscane misionare de Assisi. Sau Del Giglio, cum mai erau numite, pentru că congregația noastră a luat ființă la Assisi în 1702, tocmai printr-o întâlnire providențială între un părinte franciscan, Giuseppe Antonio Marchesele, și cu o terțiară, care se numea Angela Del Giglio. Și, practic, congregația la început a purtat numele, pentru mulți ani, a purtat numele fondatoarei, deci surorile Del Giglio, așa suntem cunoscute și aici în România.
Pentru 200 de ani, surorile au rămas doar în orașul Assisi, iar după 200 de ani au avut curajul să meargă în larg. Au deschis prima misiune în 1906 în Turcia, dar care a rezistat până în 1937. Și a doua mare deschidere a fost în România, 1919, care continuă și astăzi. Și avem și imagini din acea perioadă. Era o perioadă destul de dificilă. Ne gândim deja după 1918, era perioada sfârșitului războiului, când era o situație foarte, foarte dificilă și știm că ajungând în România s-au implicat foarte mult în această ajutorare a copiilor la Huș, la Hălăucești. Dacă ne puteți vorbi un pic despre începuturile în România în acea perioadă. Deci primul război mondial a lăsat în urma lui circa 300.000 de orfani la nivel național. Deci frații francescani imediat s-au mobilizat și au deschis două orfelinate în 1916 la Hălăucești și apoi în 1918 la Huș. La Hălăucești era pentru fetițe, iar la Huș pentru băieți. Mai întâi au apelat la o soră din Polonia, care era prinsă de evenimente în țară la noi, nu era soră franciscană, dar odată cu deschiderea granițelor, în 1919, ea a preferat să plece, să se întoarcă la surorile ei. Atunci frații, cunoscându-ne, pentru că noi colaborăm foarte bine cu frații franciscani minori conventuali, au apelat la superiorii noștri în Italia și au cerut surori. Atunci au venit patru surori, două surori s-au dus la orfelinatul de la Hălăucești și două la Huș. Și de acolo a început toată povestea frumoasă, istoria noastră frumoasă de aici, din România. Frumoasă, dar și dificilă, pentru că știm că 12.000 de persoane, 12.000 de tineri, bărbați, părinți, tați, nu s-au mai întors după ce au plecat în război, în primul război mondial, și au rămas atâția copii orfani, fără susținere, mai ales din partea tatălui, dar și cu aceste probleme mari. Această congregație activează în domeniul acesta al educației, al educației copiilor, orfelinate, dar sunt și alte domenii de activitate în care este implicată această congregație? De exemplu, în prezent, cum timpurile au evoluat, nu mai avem orfelinate, dar avem două centre de zi. La fel, am continuat istoria la Hălăucești și la Huș, în care, să zic, ajutăm copiii cu un prânz cald. Deci la Huș chiar avem 80 de copii, la Hălăucești vreo 50. Apoi avem centru rezidențial pentru copii sau acum tineri infectați cu HIV. Lucrăm și la Singurene în acest domeniu, cu copii mici. Atenția noastră deosebită este pentru cei în vârstă și singuri și atunci lucrăm în azile și chiar îi vizităm acasă prin îngrijiri la domiciliu. Surorile lucrează în cadrul Caritasului sau chiar în azile, în afară, în țară, dar și peste hotare. Suntem răspândite. Avem 7 comunități în țară, 7 în afară. Ne întoarcem un pic în istorie. Vorbeam despre începuturile congregației surorilor franciscane misionare de Assisi în România. În 1919, anul ăsta, avem acest centenar al prezenței. Care a fost situația cu venirea comunismului? Dacă ne puteți vorbi un pic, pentru că ați prins această perioadă. Când a venit comunismul, noi deja eram așa pe drumul plecării, pentru că se scria în reviste peste tot că vin ruși, vin ocupă ruși. Superiorii au decis să plece novicile. Dar unde să le ducă? Să le plătimesc acasă. Iar șefa Marța din Novice n-a vrut să le plătimesc acasă. A spus că rămâne la locul chiar dacă moară. Cu ele rămâne împreună. Și atunci au cerut la Timișoara, la Nunțu, la Preasfințitul Surgiu și le-a
primit preasfințitul Suciu la Strâna de Vale, în clădirea mănăstirii. Asta fiind în timpul războiului. Și au stat acolo până când a trecut războiul. Erau novicile, postulantele și câteva probandi. Și în această perioadă au fost situații dificile. Foarte dificile. Și apoi vine al doilea război mondial, da. Vine anul 1948, când încep să se suprime, să se închidă mănăstirile. În ce ne privește, în 48, practic ne-au închis activitățile. În 49, pe 22 august, surorile au trebuit să părăsească în acea zi. Deci au venit și au zis, spunându-le că nu durează mult, vor fi doar două zile, să-și ia puține lucruri, pentru că se vor întoarce. În schimb, s-au întors după 40 de ani. Și în această perioadă cum? Ce ați făcut? Și în această perioadă am căutat servicii la diferite publici. La Paca, la Bacău ne-am dus și acolo nu ne primea decât să ne trecem la comunism. Și n-am vrut să ne trecem, eram două surori. Și am venit înapoi acasă, am dus la parochicul, s-a dus la preotul. Și ne-a spătuit părintele, surorile, mergeți să intrați bucătăresă la parochie de acum. Și am intrat bucătăresă la parochie. Dar a trăit tocmai în modul acesta la parohie, ajutând la parohie, dar și cu acest sentiment ca sor, o viață. Acolo. Și îmi făcem datoriile ca din călugăriță, nu chiar că nu era treabă multă, mai că mâneam de ele, dar așa Dumnezeu o primit. Oferem munca care o făceam și atunci spuneam că e bun. Da. Și ați oferit această muncă, această suferință, cred eu, lui Dumnezeu, că da. După aceea ați rămas, după 89, s-a redeschis această mănăstire, nu? Și a venit Părintele Provincial și ne-a adus la Hălăucești. La Hălăucești nu eram eu cu Soral de Gonda, adică Soral de Gonda cu mine. Și n-aveam nimic, tot ce era distrus. Dar au fost, mănăstirea noastră a fost casă de naștere și copii handicapați. Toate ușurile erau sparte cu cuțitele, așa. Da. Și acolo s-a refăcut din nou congregația. Am pregătit o leacă, un tăni am băgat într-o cămăruță mititică, după aceea că era o doamnă educatoare la grădiniță, ne-a mai dat o cameră, și așa ne-am instalat o leacă. După aceea am făcut proces cu școala. Și ați redobândit și spațiul. Mergem mai departe în emisiunea noastră. Vorbim despre acești zori ai congregației după anul 1989. Așa, pe scurt, cam ce s-a întâmplat în chiar acea perioadă. Chiar și acești zori după 89 au fost pregătiți, pentru că deja din 1981 noi am avut aprobare de la Sfântul Scaun ca să putem primi noi vocații și să le formăm în clandestinitate. Odată la mormântarea Preasfințitului Duma, ministrul general de atunci a avut posibilitatea să vină în țară cu acest, cu acest acord din partea Sfântului Scaun. Și atunci surorile s-au mobilizat, sora Aldegonda a fost numită oarecum, să zic, delegata. Ea putea să adune, să țină legătura între toate surorile care erau dinainte, să formeze pe cele noi care vroiau să intre. Au început să fie profesiuni făcute în turnuri de biserici, în biserici încuiate, în case. Formarea se făcea, de exemplu, la familia Antal, care după ce a devenit sora Veronica Antal și părintele Gheorghe Antal, pe care îl cunoaștem,
Acolo noaptea surorile se adunau, se formau, citeau din cărți, aveau colocvii spirituale, dar totul cu perdele trase, cu prosoape puse pe telefon, ca nu cumva, pentru că erau urmăriți peste tot. Îi numeau îngerii noștri păzitori. Și ați sărbătorit anul acesta, știu că în diferite locații, în diferite locuri, acest centenar. Cum ați avut programul? Pentru că am văzut că a fost un program destul de bogat, au venit și alte surori în diferite... Cum ați sărbătorit acest centenar? Tocmai pentru că am văzut faptele minunate ale lui Dumnezeu în toți acești 100 de ani, am vrut să fie un an în care noi, mai întâi de toate, să reparcurgem aceste minuni, să reamintim faptele lui minunate. Și atunci, la nivel de provincie, s-a făcut o formare lună de lună. A fost o revistă în care era o parte istorică, o parte cu portretele surorilor care ne-au precedat și o parte din experiențele surorilor de astăzi. Apoi ne-am gândit să facem 3 centenarii mari și importante la Hălăucești, unde au ajuns prima dată surorile, la Huș, dar și la Valea Mare, pentru că a fost prima comunitate care s-a deschis după 89 și care a fost așa o punte între trecut și prezent. Și apropiindu-ne de finalul emisiunii Lumina Creștinului, am vrea să le oferim și celor care ne privesc, poate sunt tineri, poate sunt tineri în căutarea unui drum în viață. Vorbeați așa de frumos despre faptul că ați fost cu o colegă sau unii aleg să se căsătorească, alții aleg calea mănăstirii. Aș vrea să ne spuneți, și m-aș îndrepta spre sora Francesca, peste puțin timp veți împlini 92 de ani. Da. Și vă spunem de pe acum mulți ani, o soră cu o astfel de experiență, cu atâtea trăiri, o viață bogată, ce poate să spună tinerilor de astăzi pentru a-L urma, de exemplu, pe Dumnezeu în viața consacrată, ca o maică? Ce le-aș putea eu spune? Că spune Hristos, ce ne pune mâna pe coarnele plugului și să uită înapoi, nu-i vrednic de mine. Pe mine asta m-a condus toată viața. Am avut ocazie să mă mărit și eu, să-mi fac... Nu, pentru că mie îmi suna în conștiința mea că eu i-am jurat lui Dumnezeu și nu pot să-L iubesc pe un Vasile decât El a iubit odată pe Dumnezeu. Când ați făcut o astfel de alegere? Sigur, când am făcut viața. O astfel de alegere, nu. Am făcut-o cu dragoste, cu toate răspunderile. Sora Irina, ce spuneți unui tânăr care caută un răspuns la această întrebare? Eu ce fac cu viața mea? Cum mă pot împlini? Întrebarea asta i-am pus-o eu mamei mele, când a trebuit să aleg după liceu, rămân sau plec, și am admirat înțelepciunea mare mamei care mi-a zis așa, ascultă-ți inima. Zice, gândește-te de două ori și ia decizia odată. Asta le spun tinerilor, să aibă curaj ca într-o lume plină de zgomot, de muzică, de tot felul de, nu știu, de propuneri din partea societății, să aibă curajul măcar să-și dea un timp să-și asculte inima, pentru că acolo să audă glasul Domnului și răspunsul la întrebarea ce să fac cu viața mea. Să descopere bogăția lor personală pe care la rândul lor poate să o dea oricui, unui bărbat dacă e, sau unei femei în cadrul căsătoriei, sau sunt atâtea persoane care au nevoie de iubire gratuită, dezinteresată. Iată-ne cu învățături pe care putem să le luăm și noi, fiecare dintre noi, și să ne facem mai mult timp pentru a descoperi care este chemarea noastră, pentru a descoperi cum putem noi să ne împlinim viața. Am văzut, dragi telespectatori, exemple de persoane care L-au ales pe Dumnezeu să-L urmeze într-o viață consacrată în Congregația Surorilor Franciscane Misionare de Assisi. Mulțumesc sorei Francesca pentru prezență, sora Irina, vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiunea Lumina Creștinului. Vă mulțumesc și vouă, dragi privitori, dragi telespectatori, care ați rămas alături de noi. Am auzit
ne putem împlini viața noastră dacă îl lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească și ascultăm șoaptele pe care ni le oferă mereu. Până la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului, vă doresc toate cele bune!